Calciul este esențial pentru formarea rădăcinilor, tulpinilor și noi creșteri la plante. Nutrientul formează pectat de calciu, pe care plantele îl folosesc pentru a construi pereții și membranele celulare. În consecință, calciul ajută la asigurarea rigidității plantelor. Plantele folosesc de asemenea calciul pentru a crea carbohidrați precum celuloza și amidonul. În plus, calciul este benefic pentru solul din grădină. Îmbunătățește structura solului, ajutând particulele de sol să se lipească. Simptomele deficienței de calciu la plante apar de obicei la o nouă creștere. Simptomele tipice includ încetinirea creșterii, frunze distorsionate, pete galbene palide între nervurile frunzelor. Tulpinile slabe, înflorirea prematură și căderea mugurilor sunt câteva semne suplimentare ale deficienței de calciu la plante. La anumite legume, cum ar fi roșiile, deficiența de calciu provoacă o tulburare numită putregaiul capătului florii. O pată moale apare la capătul roșii ei, iar pata devine mai lată și mai întunecată pe măsură ce fructul se mărește. În cele din urmă, pata se scufundă sau se aplatizează, iar suprafața devine fermă. Probleme apar și la dovlecei când apare putrezirea fructului. De asemenea, apare frecvent la pepeni, atât la cei verzi cât și la cei galbeni. La ardei, lipsa de calciu a solului este cea mai evidentă. Dintre legumele care au cerințe ridicate de calciu, amintim morcovii, varza, brocoli, conopida, țelina, pepenele galbeni și salata verde. Dacă legumele au prezentat semne de deficiență de calciu, un aditiv pentru sol poate furniza nutrienții lipsă. Cu toate acestea, uneori nivelurile scăzute de calciu din sol nu sunt de vină pentru simptomele deficienței plantelor. Solul poate să conțină mult calciu, dar este nevoie de un test de sol pentru a indica dacă solul ar putea beneficia de calciu suplimentar și care aditiv este cel mai bun. Varul sau gipsul adaugă grădinii calciu. Dacă solul este acid, adăugarea de var ajută la creșterea majorității culturilor de legume prin creșterea alcalinității. Dacă pH-ul solului este sub 5,5, adăugați un kilogram de var dolomitic la 100 de metri pătrați pentru a crește pH-ul. Adăugați varul înainte de a planta legumele sau alte plante pentru a lăsa timp să se dizolve în sol. Pentru solurile care au un pH de 6,5 până la 6,7, gipsul este o alegere mai bună pentru adăugarea de calciu, deoarece nu modifică pH-ul solului. Se răspândește aproximativ un kilogram la 100 de metri pătrați.